Salut, prieteni! Astăzi vorbim despre persoanele introverte și extroverte. Mai întâi de toate vreau să stabilim ce înseamnă în contextul nostru introvert și extrovert. Deci, persoana extrovertă este cea persoană care își exteriorizează stările psihoemoționale sau ceea ce simte. O persoană introvertă este cea persoană care nu își exteriorizează stările psihoemoționale sau ceea ce simte. Cum stabilim o introvert sau extrovert? După adâncimea ochilor. Dacă ochii sunt adânciți și cum măsurăm asta, ne uităm la persoana din profil, da, dintr-o parte, putem imagina sau fizic, luăm degetul și punem așa pe chip, da? Și dacă genele se ating de deget, da? Cel mai probabil că ochii nu sunt nici adânciți, nici bulbucați. Dacă genele nici cum nu se ating de deget, cel mai probabil că sunt niște ochi adânciți, dar ochii adânciți sau bulbucați este foarte ușor de observat vizual. Este doar important să luați câteva poze, să faceți comparații între ele. Deci, persoana cu ochii adânciți, persoana introvertă, adeseori mai sunt numiți poker face. De ce? Pentru că ei nu exteriorizează stările lor psihoemoționale și nu spun ceea ce gândesc și îți spun doar ceea ce cred ei că tu trebuie să știi și nu vor spune niciodată ceea ce gândesc ei în profunzimea lor și nu-ți vor spune chiar și secretele lor sau ce au ei de gând să facă. Mai mult de atât, nu are sens să-i întrebi, nu are sens să întrebi persoana cu ochii adânciți ce simte, ce planuri are pe viitor, ce gândește și tot așa mai departe. Pentru că cel mai probabil vei auzi un răspuns foarte bine cântărit și calculat de către acea persoană. Fie că dacă tu ai ochii mai adânciți, cred că o să te regăsești în descrierea asta. Oamenii cu ochii mai bulbucați, da? Când punem degetul, partea de aici a degetului se atinge foarte mult de ochi, sunt persoane extroverte, o persoană care iubește să exteriorizeze stările psihoemoționale. Și asta ne induce cu ușor cu gândul la copii. Pentru că copiii au ochii rotunzi și mai bulbucați. De ce? Pentru că ei absorb tot ca o buretă, da? Și sunt tare extroverți din punct de vedere ceea ce simt, nu au careva secrete, pentru că copiii sunt sinceri, asta e. Și adeseori ochii mai bulbucați îi întâlnim la partea feminină, statistic vorbind acum, deși nu spun că nu sunt și la bărbați. Sunt și o mare parte și la bărbați se întâlnesc, ca să nu apare careva stereotipuri. Oamenii cu ochii bulbucați, extroverți, sunt acei oameni care când povestesc ceva sau când spun ceea ce simt ei, tare nu iubesc să fie întrerupți, pentru că asta pe ei cumva îi supără. Și adeseori, chiar și în relație, este un factor tare important, pentru că partea feminină poate fi cu ochii bulbucați, extroverți, și partea masculină cu ochii adânciți, introverți. Și atunci poate fi careva un înțelegere sau chiar și conflict între acești doi. De-aia e foarte important să înțelegem, persoana este introvertă sau extrovertă. Și cu o persoană extrovertă, ochii bulbucați, ne putem foarte ușor înțelege sau intra în comunicare sau să vorbim despre ceea ce simțim, pentru că ei cel mai probabil vor fi ca niște copii, posibil, dar putem să spunem într-o oricare măsură chiar și creduli sau într-o doză anumită naivi. Asta a fost cu persoanele introverte și extroverte, scrie în comentariu la tine cum sunt ochii. Mai adânciți sau nu, ești introvert și extrovert. Evident că asta e o descriere mai prescurtată pentru a afla mai multe despre citire chipului, fizionomie sau face reading. Predau lecții de citire chipului. O să las în descriere contactele, la fel fac și consultație citire chipului, atât offline cât și online. O să găsești contactele mele în descrierea acestui video și ne auzim aproximativ peste o săptămână, pentru că aproximativ în fiecare săptămână postez câte nou video. Îți doresc o zi frumoasă în continuare să ai.